este deloc pace, liniște și armonie între anumite cupluri din showbizul românesc. Neînțelegeri, discuții aprinse și, într-un final, verdictul. Nepotrivire de caracter. Așa stau lucrurile și în cazul Adelinei Nica și al fotbalistului Mihai Nilă Costea, care în perioada 2011-2015, când activa la Steaua, actualmente FCSB, avea un salariu de 6.000 de euro. Prezent la un eveniment monden, Adelina Nica, mama fiului lui Mihai Costea, a făcut câteva declarații menite să ne dea de gândit. Ce face copilașul? Ce să facă? Crește foarte bine, de la foarte bine în sus, la fel ca și mama lui. Mămica... N-are cum altfel, n-are voie să facă altfel. Ce vârstă are acum? 8 luni și jumătate. Cum vă descurcați cu copilul? Horați este, nu pot să zic că e foarte ușor. E destul de greuț, mai ales că, na, sunt singură, după cum știe toată lumea, eu cu el. Dar am noroc că mi-a dat Dumnezeu un copil atât de cuminte și... Nu știu, înțelegător, cu totul care are 8 luni jumate, am impresia că vorbesc cu unul de 7-8 ani. Mă emoționez când vorbesc despre el, nu? Păi și cum vă descurcați? Vă ajută cineva? Da, am bonă. Am o bonă internă. Până acum 2 săptămâni aveam bonă internă, dar de luni până vineri. În weekend era liberă, însă acum am găsit alta care îmi stă non-stop. E bonă? E tailandeză sau nu, e? Nu, este de la noi, e româncă. Tânără sau între două vârste? 60 de ani, 58. Deci o femeie... Da, este o femeie în vârstă, e o femeie care a mai avut, a mai crescut copii. Na, asta aveam și de asta aveam și nevoie. Încet, încet ne îndreptăm spre subiectul Mihai Costea. Pentru cei care nu sunt în temă, Adelina și Nilă s-au separat la scurt timp după ce și-au botezat fiul, iar nașul micuțului a fost nimeni altul decât Alex Body. De ce singură? Nu sunt șanse de reconciliere? Despre cine vorbești? Așa, în general. În general, singură momentan, mai târziu nu se știe niciodată. N-am spus. Acum, în momentul ăsta când vorbesc cu tine, sunt singură. Uite, mă vezi cu cineva lângă mine? Nu. Arăt bine? Foarte bine. Mai târziu nu se știe. Și acum despre ce se întâmplă cu Mihai Costea, fotbalistul ultra-mediatizat în urma relației pe care a avut-o cu Daniela Crudo. Culmea, Adelina Nica și Daniela Crudo au fost chiar prietene bune. Și tăticul? Nu știm, este bine, e... Na. Da, bănesc că și el contribuie la bunul mers al casei, ca să zic așa. Nu. Schimbă bunul mers al casei nici într-un caz. Noi, dacă vorbim despre el, vorbim doar strict să contribuie la ceva, dar momentan nu contribuie la nimic, vis-a-vis de nici de cum, de casă sau de altceva. Da. Păi de ce? Păi pentru că, nu știu, probabil din mai multe motive. Nu lucrează, nu face nimic, nu stă bine cu psihicul. Nu. Pe vremuri când lucrurile erau roz și parfumate, Adelina a postat pe o rețea de socializare o fotografie în care Mihai Costea îi peria câinele. Important este ce s-a întâmplat cu patrupedul, căci poza s-a îngălbenit. Are și el supărările lui, necazurile lui, na. Nu știu ce să zic mai multe. Bănuiesc că vine să vorbească, să se destăinuie. Nu, chiar nu vorbim, pentru că eu sunt o fire pozitivă, o fire fericită, bucuroasă, adică ok, te înțeleg, am stat la, și la rău, bine mai puțin, dar hai că ne săturăm la un moment dat, stai o lună, două, trei, cinci, nouă, patru ani, dar... Până când? Că vrem și noi să fim fericiți, adică când stai cu un om care are numai energie negativă, n-ai cum să stai o veșnicie. Iar, na, noi am avut niște discuții, când își va reveni din toate punctele de vedere, o să fie totul bine și frumos, vis-a-vis de nu altceva. Și aceste discuții în ce sens au mers? Vis-a-vis de situația financiară, vis-a-vis de instabilitatea sentimentală? Probabil el lucrează la astea, nu știu să-ți spun mai mult. Nu știu, îți dai seama, un om și tu, Horațiu, dacă n-ai face nimic sau dacă n-ai avea o ocupație sau n-ai fi, te-ai plictisi, ai intra în niște depresie. Când ai trăit cu un om atâția ani, îl cunoști. Și mai ales, na, nu, eu zic că are niște probleme, să și le rezolve, noi nu vrem să fim implicați. El dacă îmi dă o stare de nervi, o stare negativă, automat eu mai departe o transmit la copil și nu.
El, Zian, este foarte fericit, este foarte, nu plânge niciodată, niciodată. Eu nu am văzut așa copil care să nu plângă. Însă atunci când simte o tensiune, nu te mai înțelegi cu el. Fostul partener nu resimte lipsa copilului? Ba da, asta pot să-ți spun. Dar eu acum vin și te întreb pe tine, dacă resimți lipsa copilului, faci ceva în privința asta? Faci. Vrem să vedem și fapte, nu numai vorbe. Părinții vă ajută? Ai mei? Da. Da, mă ajută. Mama, cel mai mult, na. Și din partea... Nu. Și din partea părinților... Are doar doi bunici. La pol opus, când vorbește de Alex Body, chipul Adelinei se luminează. Dar cu nașul de botez, cu domnul Body, cum vă înțelegeți? Nașul este un... cum să zic eu? Chiar pot să zic că este un tată spiritual în adevăratul sens al cuvântului pentru zi. Întotdeauna se interesează de el, întotdeauna întreabă dacă are nevoie de ceva, dacă n-are, tot timpul. Întotdeauna este generos, este atent, na, ieșim tot timpul la masă când pot și cu. Deci este un bărbat galanton și un gentleman. Nu pot să spun eu asta, că nu sunt în măsură. Pot să spun că este un familist convins. Cum este cu copiii lui, așa este și cu noi. Body lasă urme adânci în inima femeilor. Domnul Body v-a împărtășit despre suferințele domniei sale în dragoste, că a avut și el momente când nu se mai... înțelegea cu actuala parteneră, domnișoara Emma. Alex este un, nu știu, un bărbat căruia chiar nu știu, în calitate de prietenă, ca să zic așa, nu ai nimic să-i reproșezi într-o relație, nu știu să zic, nu mă bag, însă știu că și acolo este destul de atent, de, nu știu, îți oferă, știe să-ți ofere fix ceea ce îți lipsește. Că l-am văzut, am vorbit, am... Na, și mai ales când intră o femeie la inimă, o ține acolo bine. Contactat telefonic, Mihai Costea a refuzat să facă deocamdată vreun comentariu pe marginea acestui subiect.